Hello, suntem la numărul 44 și în acest număr aflăm ca a doua colaborare între Carroll Shelby și Lee Iacocca. A dus la dezvoltarea unor modele de înaltă performanță de la Dodge, începând cu modelul Shelby Charger. Haideți să vedem un lucru foarte frumos ce am primit în acest număr. Vorbim de partea din față a machetei și nu știu dacă se vede bine în video, dar e catifelat. Deci este super frumos lucrat. Scotchul ăsta, sincer, habar nu am de ce e aici. Și avem, am pus undeva, două șuruburi MP1. Avem nevoie de unul singur. Și va trebui să adăugăm schimbătorul de viteză. Acesta este el. Și acum va trebui să adăugăm piesa aceasta, cred că aici. Haideți să vedem dacă montează aici ceva mai diferit, deși nu cred. Nu, de fapt ne descrie mai multe poze cum că orientarea aceasta trebuie să fie în această poziție. 4 viteze plus un marșalier și trebuie să ne asigurăm că piesa asta se va strânge exact în această orientare și nu se va mișca. Foarte mare atenție să nu cumva să zgriem podeaua aceasta. Se vede clar, aici va veni scaunul. Acesta este o parte din el. Și probabil acesta va fi fix. Și cam așa va arăta machetuța noastră. Haideți să trecem în continuare la numărul 55. Am cerut scuze, de fapt, numărul 45.